Ziua Națională a României va fi sărbătorită cu fas la Târgu Jiu. Autoritățile locale și cele județene au pregătit pentru orele dimineții manifestările binecunoscute, precum parada de 1 decembrie și meniul tradițional. Tot în prima parte a zilei de 1 decembrie, zeci de comercianți vor apărea în centrul municipiului, unde se va deschide ediția din acest an a Târgului de Iarnă. Locația va fi Bulevardul Constantin Brâncuș, exact prin fața primăriei și stadionul municipal. La ora 11 se vor primi oficialitățile, la 11:05 intonarea imnului de stat, la ora 11:10 un tedeum, la 11:30 o paradă militară, la ora 12 un moment artistic susținut de ansamblul Doina Gorjului. Ulterior, Direcția de Protecție Socială va oferi, așa cum a procedat în fiecare an, un meniu tradițional, tot în vechea locație, la Hotel Brâncuș. 2000 de porții, atâtea sunt contractate la momentul acesta. După experiența anilor trecuți, s-a dovedit numărul a fi suficient pentru doritori. Tot de dimineață este deschiderea târgului de iarnă. Pe baza solicitărilor venite de la comercianți, am lăsat căsuțele exact pe locațiile actuale, pentru că anul trecut au spus că asta ar fi cea mai bună locație pentru ei ca și vânzători. O să încercăm puțin să creăm un spațiu adecvat între căsuțe, doar atâta, să le mutăm un metru față de distanța actuală pentru a se putea deplasa între căsuțe. Distracția va începe însă de la ora 17, când în piața prefecturii vor fi susținute trei concerte ale trupelor The Dreamers, Trooper și Zdop și Zdup. Tot în seara zilei de 1 decembrie, de la ora 19, la Târgu Jiu se va aprinde iluminatul ornamental de iarnă. La ora 17 încep concertele în piața prefecturii. The Dreamers este prima formație care va concerta, la ora 18 Trooper, la ora 18:55 va începe un moment susținut de către elevii de la Colegiul Spiru Haret, intonarea imnului de stat. La ora 17, la ora 19 se aprinde iluminatul ornamental. După care un spectacol de muzică susținut de Zdop și Zdup. Partea de după amiază este organizată 100% de către Primăria Municipiului Târgu Jiu. Cea de dimineață este Evenimentele de dimineață sunt organizate împreună cu Consiliul Județean și cu instituția prefectului. Bugetul alocat de Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru evenimentele ce vor avea loc de Ziua Națională a României este de 150.000 de lei.